Un arădean a găsit pe jos un plic care conținea bani și o factură de gaz. Omul nu a restituit suma găsită, dar a mers la bancă și a achitat factura. Cel care a pierdut plicul a rămas mut de uimire când a constatat că nu mai are nicio datorie la gaz. Așa a dedus că cineva i-a plătit factura. Circulam cu bicicleta în oraș, cu plicul cu factura E.ON în buzunar. Probabil că nu am închis buzunarul. Cobor de pe bicicletă, merg să plătesc, mă uit în buzunare, dar nimic. Am revenit acasă și am spus soției că am pierdut 270 de lei, a povestit bărbatul care a pierdut plicul, potrivit aradon.ro. Supărat nevoie mare, arădeanul s-a întors pe același traseu pentru a căuta plicul, dar nu a mai găsit nici plicul, nici banii, pe care i-a și considerat pierduți. Numai că surpriza cea mare a venit de la ghișeu, unde a aflat că cineva i-a plătit datoria. După această întâmplare, bărbatul a mai primit un plic tocmai de la cel care găsise banii, în care se afla un bilețel ce îl înștiința că factura a fost plătită.